Fraților, înainte de episod aș dori să fac o promovare lui Bia BP. Văd că ea are aici pe canal cover-uri, face și Fortnite, face și vloguri, deci eu zic că este un canal destul de decent. Puteți să treceți la ea pe canal, să-i dați un subscribe, de asemenea mai aveți încă un canal în descriere la care să dați subscribe, ăla e mai secret, vă las pe voi să descoperiți. Și de asemenea am o provocare pentru voi, dacă reușiți să dați like, subscribe și să activați clopoțelul în doar 5 secunde începând de acum. Cred că au trecut acum 5 secunde. Lăsați un comentariu cu hashtag sunt silențios, iar voi veți primi inimioarul la comentariu din partea mea, pentru că ați reușit să terminați challenge-ul. Bun, acum haideți să trecem la episod fără niciun fel de adăugare în plus. Salutare tuturor și bine m-am găsit la primul meu episod, așa cum scrie și în titlu, de FIFA 18, oameni buni. Mulți m-au rugat să joc acest joc, am făcut un straw poll pe tabul de comunitate, băi, și din 7000 de voturi, în nici 24 de ore, 7000 de voturi, FIFA 18 a strâns 58% din toate voturile, adică a fost practic cel mai votat, așa că luați aici FIFA. Un mic disclaimer. Răsați pe butonul de like, dacă strângem 1000 de like-uri, m-am și încurcat, o să postez instant următorul episod, deci dacă strângem 1000 de like-uri pentru început, și chiar dacă nu vă place FIFA, apăsați pe butonul de like, pentru că dacă o să strângem 1000 de like-uri, o să postez și Granny, o să postez și FIFA, o să postez și GTA 5 online și o să postez multe chestii. Desigur că n-am un PC foarte bun, așa că vom juca pe setările mici, și tot o să mai avem ceva lag, dar asta e, fraților, până o să-mi iau PC-ul, adică peste maxim 2 luni o să-mi iau un nou PC. Asta dacă, nu știu, dacă o să am mare ghinion și nu o să mai apuc colaborări și chestii de genul. Bine, acum vă dați seama că din YouTube nu prea se fac bani așa doar din vizualizări. Trebuie să faci sponsorizări și chestii de genul. Dar în fine, să trecem peste. Nu sunt foarte bun la FIFA, din contră, n-am niciun fel de treabă cu FIFA, dar m-am apucat acum pentru că știu că vă place și o să vă promit că o să învăț acest joc. Ne jucăm la FIFA World Cup Russia 2018. Am dat sondorul pe mood până intrăm în match, pentru că este o muzică cu copyright care rulează pe fundal. Dar mă rog, jucăm cu Portugalia, nu știu ce, bla bla bla. Bun, dacă aveți faturi pentru mine, ponturi, să mi le lăsați în comentarii, fraților, pentru că eu le apreciez foarte mult și chiar am nevoie de sfaturi, dacă aveți un sfat sau ceva. Bun, aceasta este echipa mea, nu este făcută de mine pentru că am împrumutat un cont de origin cu FIFA 18 până o să mi-l cumpăr, pentru că știți că sunt pentru calculator și nu mai am mult până o să-l cumpăr. Bun. Dar o să-l cumpăr, vă promit, dacă vă place. Bun, avem aici FIFA, nu știu ce, World Cup, Russia, bla bla bla. Bun, haideți să așteptăm să înceapă. Ok. Am încercat de foarte multe ori să filmez pentru că am foarte mare lagul, dar cu ei pasă, lumea vrea să vadă episoade, nu pasă prin ce treci când faci acele episoade, să zic așa. Ok, bun. Haideți să începem meciul, oameni buni, să nu vă așteptați să joc cum credeți voi că o să joc, pentru că, atenție, tocmai ce v-am spus la început, că nu știu să joc FIFA mai deloc. Deci, don't judge me sau chestii de genul. Mamă, puu, cum a intrat ăla în mine și nebun la cap. Și, ok, poate, ok, stați așa. O secundă că sunt puțin cam concentrat. Da, faza este că nu o să pot să vorbesc foarte mult în timp ce mă joc, pentru că de ce? Pentru că iSilent nu poate să se concentreze, nu are multitasking în creier, mă înțelegeți? Deci eu nu am multitasking și nu pot să mă concentrez la două chestii în același timp, mă înțelegeți? Și da, oh, stați așa că mi-a apărut cursorul pe ecran. Ok, bun, haideți să avansăm și noi să... What the fuck was that? Asta a fost cea mai brutală mișcare pe care am văzut-o. Ok, bun. Bun, bun. Oh my god. Da, deci v-am spus că nu sunt bun. Nu vă așteptați la... Ok, cred că tipul ăla o să ne dea gol. Da, nu a fost gol. Yay. Da, deci să nu mă judecați, ca să nu știți să joc. Ok, aici o să am lag când sunt chestiile astea. Când sunt replay-urile astea, cum să le zic. Dar doar atunci o să am, ok? Deci să vă obișnuiți. Oricum, din episodul următor o să rezolv cu lagul. Vă promit, asta este așa doar un de-asta de test. Bun, haideți să dăm aici.
Deci vedeți că atunci când joc nu am niciun fel de problem. Nu știu de ce am dat așa, sincer. Deci... Ok. Da, Silent, ești un jucător foarte bun de FIFA. Oh my god! Portarul joacă FIFA! Ce tare! Ăsta, joacă în mecira tare să mă duc cu portarul în care eu celălalt. Deci da, v-am spus că nu sunt extrem de bun. Și... Dar vă promit că o să învăț FIFA special pentru voi, abonații mei, foarte dragi. Vă promite, băiatul. Dar știți care e faza? Eu nu prea am jucat FIFA și de-aia nu știu, pentru că vă asigur că dacă jucam mult FIFA, vă asigur că știam să-l joc. Ok. Deci da, dacă aveți niște ponturi și... Da, oameni buni, ai să știe să joace FIFA foarte bine. Da, știu că o să-mi spuneți că sunt nabi sau chestii de genul. Și da, știu că sunt nabi sau chestii de genul. Dar pur și simplu, na, cât să fân ai, cât să fân. Uite, așa trebuia să dau mingea. Nu știu de ce am dat-o data trecută. Ați văzut-o cum am dat, nu? Ați văzut, nu mai trebuie să comentăm. Ok. Ok, bun. Am recuperat mingea. Ah, da, apropo, am uitat să vă spun că controlele nu sunt cele mai favorabile. Cel puțin pe tastatură, ce naiba am făcut acolo? Da, controlele nu sunt deloc favorabile pentru mine, pentru că eu până acum am jucat pe PC, pe controller și faza este că este o diferență. Ce naiba a fost aia? Eu am dat șutul ăla? No, eu nu am dat șutul ăla. Ok, acum eu trebuie să bat mingea. Deci da, vă rog să lăsați sfaturi în comentarii pentru un jucător pe PC. Adică nu pe controller, să nu spuneți combinații pe controller, că habar n-am, eu am tastatură, frate. Și poate o să-mi achiziționez un controller. Nu știu ce am făcut așa. Ok, șutul ăla, de la ăla puteți spune că nu sunt singurul prost de aici. Ok, bun. Da. Plus că n-am mai jucat FIFA de câteva luni bune. De câteva luni bune. Adică gen așa, serios să joc. Că n-am mai jucat pe PC așa la Caterin, ca să văd cum e. Că nu prea le am cu FIFA, știi? Și nici nu prea m-a atras. Să zici că, bă, nene, nu știu ce... Ce? Voi ați văzut că eu acum, acolo, cred că puteam să dau gol. Dar în loc să apăs pe K sau pe J, pe ce era șutul, eu am apăsat pe H. Deci ăsta este dezavantajul, fraților, când v-ați jucat puțin pe controller și acum vă jucați pe tastatură. Ok. Acum vreau să apăs capsulă ca să fac mișcările alea șmechere. Dar faza este că va trebui să schimb controlele din episodul următor. Nu știu ce naiba a fost aia. Ok. Oh my god, acolo am vrut să fac o chestie, dar nu prea mi-a ieșit așa cum am vrut eu. Ok, boy. Soy boy. Mamă, cât de aproape a fost acolo. Voi nu știți ce voiam să fac? Numai eu știam ce voiam să fac acolo. Deci numai eu știam ce voiam să fac acolo. Hai, lasă-mă cu astea. Deci nu mai eu știam ce voiam să fac acolo, sincer. What the fuck? Bă! Deci, efectiv, caracterul ăla mi se mișca singur. Deci, cred că jocul ăsta are și ceva glitch-uri în el. Nu știu dacă au venit glitch-urile la pachet. Bă, da, mă enervez rău. Pentru că știu că nu sunt bun și că o să... Mă înjurați, ai seama, prostul, eu sunt mai bun decât tine la FIFA. Cum se poate așa ceva? Și eu nu am atâția, oh my god! Ok. Și singura chestie... Da, din nou am apăsat pe alt buton. Singura chestie care mă încurcă foarte mult la FIFA este că nu prea știu... uite asta, să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să mă ajutați. Nu prea știu să preiau mingea, adică să iau mingea cuiva de la picioare, practic. Adică, dacă mă bag așa, nu prea ajung, știți? Că, na, dacă alergă la cu 3 de kilometri pe oră, normal că nu... What the fuck was that? V-ați văzut cum a... Bă, oare dă replay la chestia aia?
Ah, bă, cartonaș galben, bă, domnul arbitru, ce e asta? Hai că se rezolvă cu un pachet de semințe. Aoleo, lovitură liberă, bă, nene. Dar nu înțeleg cum a căzut ăla, că eu jur că nu am... N-am fost cu intenție. Ok. Cristiano Ronaldo. Domnule Cristiano Ronaldo, îmi provoca slag, mulțumesc. Bun, hai să o dăm. Opa, mi-am rupt. Bă, domnul, mi-a alunecat. Bă, domne, aveam Adidas de la Nike și mi-au alunecat, ce e asta? Nu! Ce se... Nu, nu se poate așa ceva. Deci nu e posibil, domnule arbitru, să vedeți ce bătaie vă dau după meci. Da, deci dacă măcar nu știu să, dacă nu știu să joc FIFA, măcar să fac episodul ăsta destul de amuzant, ok? Uite bă cum a... Ăla n-a fost nimic, jur. Pentru cine aud, de curiozitate? A, pentru ei, să trăiască domnul. Huts, John. Mamă, Cristiano Ronaldo, ce ești, șmecher ești tu? Ești foarte nașpa, Cristiano Ronaldo. Bun. O notiță foarte bună pentru domnul Aysarant, atunci când iei mingea, nu trebuie neapărat să dai șut. Hai bă, ce faci? Mamă, ce a dat în minge, ești proști. Au, aia a durut. O, oh, mersi de minge, șef, rifule! Da, mamă! Eu am vrut să dau la parte șanda cu capul. Și nu. Doamne, ajută să... Mamă, credeam că o dă... Bă, dar cum își rupă ăștia, mă, capul în minge? Pare mai brutal decât în viața reală. La televizor pare mai... altcum. Gata, deja s-a dus 45 de minute. Aplaudați, băieți, aplaudați-l. Ia uite, mă, Cristiano Ronaldo pe low graphics. Ce frumos arată, ești prost. Ok. Nu, nu, fără muzica, vă rog. Nu! Ok, gata, am dat pe mut ca să nu sună muzicuța, bă, băiatule. Bun. Hai să-i dăm resum match. Hai bă, că am început prăpădiți ăștia. Hai să vedem cum joacă și ăștia. Bine, probabil sunt dați pe super mega ultra easy boții ăștia. Și tot mă... Bine, deocamdată e 0-0, dar mă rog, asta nu contează. Ce mă, am apăsat pe ăla de pas? What? Nu, nu cred, frate. Eu am apăsat pe ăla de pas, jur. Jur, uite, acum apăs, de exemplu. Vezi, și acum a mers, atunci de ce nu a mers? What the fuck, man? Come on, man, what the fuck, man? Man. Ce? Ok, Silent, recunoaște, ești prost la... Bine, normal că recunosc că sunt prost la FIFA, pentru că nu prea joc FIFA, dar... Dacă vă place, promit că o să învăț FIFA. O să fiu cel mai bun jucător de FIFA din România, vă promit. Ok. Adrian Silva, ești proști. Potolește-te că nu e chiar așa. Mamă, și prea Ronaldo. Și acum prea. Oh. Oh, oh. Da, gol. Mamă, dar mai nou golul nu se dă în poartă. Hai bă. Ce? What the fuck was that? Fugi, 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 hai. Mamă, incredibil, ce viteză, oameni buni, ce viteză. Nu am vrut să îl dau lui ăla, care față nașpa. Ce naiba am făcut? Bă, eu neapărat trebuie să învăț controlele astea, că nu e de bine-s. Ia-o, bă! Acum fugi. Bă, îl văd! E acolo, e chiar acolo! Și! Ce mă... Bă, de jur că am crezut că a intrat în poartă. Jur. Deci hai să ne uităm la replay.
Pe bune. Nici măcar nu a arătat întreaga fază, dar e ok. E ok, frate. E cât se poate de ok. De ce naiba am făcut chestia aia? Îmi poate spune și mie ceva? Acum mă dau în stambă, mă înțelegeți? Cu schemele mele de preșcolar. Bă! Asalent. Asalent, te rog. Mamă, daci. Ok, deci chiar am nevoie de sfaturile voastre să încerc să... Adică să mă învățați cum să iau și o mingea mai bine. Ok, cred că ar trebui să mă uit mai mult înainte să dau L random. Mamă, cum a lovit mingea aici prost. Ok. Mamă, dar ce întoarcere brutală, n-am văzut așa ceva. Ce mă? Cum? Bă, dacă ăla nu și-a rupt coloana, eu nu mai mă joc FIFA niciodată. În fine, hai să continuăm. Nu, tu nu dai gol! Ăla n-a fost foul, vă asigur. Deci vă asigur. Nu e ca și cum aș fi avut pile cu arbitru, nu contează. Dar, deci așa arată un match jucat de un om care nu a mai jucat FIFA de mulți ani. M-a jucat foarte mult FIFA 13, dar credeți-mă că skill-ul se pierde. Și nici pe atunci nu jucam foarte bine, dar mă jucam pentru că nu aveam ce face. Și nu prea aveam multe jocuri, mă înțelegeți? Ok. Ok, boy. Soi, boy. Nu, eu! Perfect! Mulțumesc, domnule! Oh, nu, niște schimbări la echipa cealaltă, dar ce crezi? Nu mă interesează! Hai să dăm, să o dăm blanau. Bă, ce... What the fuck? Nu știu dacă am apăsat bine. Bine, aparent chiar am apăsat bine, dar... Dar fugi! Bă, da, era un gol frumos dacă nu se băga prostul ăla. Stați așa, că pe mine m-ați pierdut. Nu știu de ce am intrat așa. Bine... Voiam să intru, dar... să nu mai spuneți la nimeni, ok? Deci aia a fost cu... aia a fost foarte gândită. Asta ești foarte prost la FIFA, știu! Nu mai trebuie să-mi spuneți. Bine, se poate învăța, nu e problemă de război. Nu știu de ce am făcut chestia asta, din nou. Cred că ar trebui să-mi controlez acțiunile, oameni buni. Nu! What the fuck was that? Ok, el a făcut asta, nu e ok? Pe el să-l judecați. Hai, Cristianule! Deci, jur că am apăsat pe A... crezând că e J. Sau nu știu ce am crezut că e butonul ăla. Dar nu am vrut să fac chestia asta. Ok. Să nu mai apeși butoane random, mai silent. Okay. Wow. Chiar sunt curios de reacțiile voastre când o să vedeți cât de bun sunt la FIFA. Zic asta în glumă, desigur. Ok. Ok, știi ceva? Ia, hai să-i lăsăm noi să juc. Nu, nu a fost nimic. Nu e ca și cum m-aș fi băgat ca un țăran. Da, direct galben. Ok, merge. Da, e interesant. Oi, ok. Fraților, sunteți gata? Da. Într-adevăr. Stați, mă, așa că dau... Mama, au căzut gata direct. Sau au murit în chinuri. Oh my god, bă, frate. Nu mai vreau să văd. Nu. Am făcut cumva unde fără să vreau. What the fuck, I silent.
Nu, nu! Nu! Dar nu corect, azi... Ok. Domnule! Oricum n-avea șansă să dea gol. Mamă, fii atent că dau gol în ultimele 2 minute. Hai mai repede. Hai bă, că n-avem toată ziua. Nu pe bune, chiar nu am. Mamă, bă, dacă nu o să fac și o scheme de alea șmechere, cu întoarcere, cu nebunie, cu 360, cu mamă, mamă, uite, scheme de astea, uite, mamă, mamă, iota, vedeți? Oh my god, oh my god, cât e tare! Glumea am, fraților. Iota, iota, oh my god, mamă, deci la mamă, nu pot să cred cât e șume... Ok, hai să nu mai faci așa, pentru că nu impresionezi pe nimeni. Deci, o să încerc să nu mai mă arunc degeaba, pentru că eu apă... Eu... Yeah, ai câștigat meciul. Bine, glumeam. Bă, fraților, cam așa joc eu. Cam așa joacă unul care nu a mai jucat FIFA mare parte deloc. Deci, da. Ce pot spune? Advance. Mă rog. Da, nu știu ce naiba... am făcut meciul ăsta, dar ăsta este primul meu episod de FIFA, fraților. Dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare, nu uitați să apăsați pe butonul de like, desigur. Dacă mai vreți episoade în continuare, yay! Bun, eu am fost excelent, iar noi desigur că ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!